Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului 11%. Astăzi o avem printre noi pe una dintre cele mai bune actrițe din lume în anul 2021. Și asta nu o spun eu, o spune celebra revistă New York Times. Așadar, alături de noi, doamnelor și domnilor, actrița de etnie evrească, Katia Pascariu. Mersi mult de invitație. Mersi, Boris. Vreau să vorbim un pic despre partea pe care nu o cunoaște foarte multă lume legată de tine, despre originile tale evreiești, dar și evident și de activitatea ta. Nu, însă înainte de a-ți face un cadou. Așa începem cu toată lumea, cu un mic cadou, să mai destindem un pic atmosfera. Te rog să-l deschizi. Este cu un mesaj motivațional. Sau cum se numește asta? Da. Da. Are legătură cu podcast Balamuc cu Katia Pascariu. Da. Unde se vede? Uite, camera aceea, cred. E super drăguț, mi-e. O să-l port cu mândrie. Da, poate și pe scenă sau nu știu, când la teatru, când faci probe sau când faci curat pe acasă, dai aspirat, primesc și eu multe ca tricouri în acestea și le folosesc prin casă. Când da, stai și personalizat, e super tare. Da, stai și mai, da, când dai seama când o să vină prieteni la tine și o să zică, wow, ce tricou, ce ai făcut. Acum să vedem dacă reușim să ne ridicăm la standardele astea de podcast Balamuc, da. Nu știu dacă... Da, e cam Balamuc aici la noi, la podcast, într-adevăr. Uite, o să încep direct. Toată lumea a auzit și probabil a urmărit și a văzut filmul Baba Ardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc al lui Radu Jude. A atras atenția publicului apariția ta în film, ai devenit peste noapte o vedetă cunoscută. Cum e să fii vedetă? Aleargă oamenii după tine, după autografe, nu îți fac poze, spun... Poate ai să fii surprins, dar mai mult mă recunoaște lumea tot de la teatru. Poate și din cauza că în film eram cu mască, eram mai blondă. Da, da, se petrece în timpul pandemiei și purtai mască. Da, da. Nu că jucai ceva... Nu, mască cum a purtat toată lumea în pandemie. Dar nici nu... Adică, sigur că filmul a avut recunoaștere internațională, a primit un premiu foarte important și alte premii. Pe urmă a fost și momentul GOP, adică au fost niște momente așa mai de, nu știu, de vizibilitate ridicată. De expunere. De expunere, cum zici foarte bine, dar nu sunt nici ceea ce s-ar numi vedetă, nici ceea ce se numește vedetă așa la standarde internaționale, nici măcar pentru standardele noastre locale, nici nu-mi doresc să fiu. Dar ce mi-am dorit și ce mă bucur că pot să fac este să exploatez un pic momentul și să profit și să încerc să-mi folosesc această platformă pe care, să zicem, că am câștigat-o, cât o să mai țină, că acum zici 2021, e anul trecut, dar deja la anul o să fie peste, acum 2 ani, o să pară așa, ai fost odată. Bine, dar la tine se pare că nu e un accident lucrul acesta, pentru că ai mai jucat într-un film foarte bun și cunoscut, dincolo de dealul al lui Mungiu. După dealul, făcut după un caz adevărat. Da, care a stârnit multă vâlvă în presă pe atunci. Și la fel, filmul a avut, acolo într-adevăr am avut un rol mic și mai degrabă am făcut parte din personajul colectiv, era un grup de măicuțe. De măicuțe, da. O mănăstire. Dar pentru mine, profesional, personal, sunt foarte importante toate experiențele astea. Dar asta zic, adică ce mă interesează pe mine este ca toate aceste oferte pe care le am de a apărea în public, nu știu, interviuri în reviste, la televiziuni, faptul că lumea mai recunoaște numele meu este cumva să-i atrag pe oameni, să-i fac interesați de proiectele mele, de echipele cu care lucrez, de demersurile artistice care mă interesează și care de fapt îmi populează viața mult mai mult decât aceste filme care sunt destul de rare totuși în viața mea cel puțin. Așa este, dar ai simțit după aceste două succesuri ai simțit că ai devenit mai căutată, că ai regizorii se îndreaptă mai mult spre tine, ai mai multe oferte? Pe zona de film, nu neapărat, dar într-adevăr au început să mă cunoască mai multe persoane din film, care nu mă știau foarte mult pentru că nu ne-am întâlnit.
Probabil că nici eu n-am fost destul de proactivă, nici toți nu sunt neapărat mari amatori de teatru. Și atunci nu ne-am întâlnit, dar acum, sigur, sunt mai cunoscută. Mi se pare că sunt mai urmărită, mi se pare că uneori numele meu cumva poate să atragă pe cineva să vină la un spectacol. Sunt invitată la tot felul de dezbateri, fiind destul de vocal așa și pe teme sociale, politice. Da, o să ajungi mi se mai dă ocazia să povestesc, să vorbesc. Adică asta cumva a apărut până acum în viața mea mai nouă. Aș vrea să ne povestești un pic de copilărie. Ai origini evreiești și mă interesa dacă ai crescut în spiritul acestei culturi și dacă ai simțit vreodată că te-a influențat background-ul tău sau în carieră. Mult mai târziu am crescut într-o familie nereligioasă. În schimb, mă rog, nereligioase până la mâncăruri, ca să zic așa. Da? Adică se mânca evreiește? Se mâncau toate mâncărurile tradiționale de toate sărbătorile. Mm-hmm. Și evreiești, și astea locale. Țineați sărbătorile evreiești? Hanuca sau da, ce erau? Nu mai prind mâncarea asta, zic. Mm-hmm. Da. Dar cel puțin în familia mea. Dar în familia mea mă refer la părinți, bunicii care mai trăiau, sora mea. Mm-hmm. Dar toate rudele sunt plecate, în afară de bunici care au rămas, majoritatea aproape toți, ori au murit, ori au plecat. În Israel sau în Statele Unite sau în Europa, dar majoritatea în Israel. Și când eram mică, ăsta era unul dintre momentele cele mai simpatice așa din vacanțe, era când veneau rudele din Israel și mă rog, mergeam la munte, la mare, la restaurante, la... Mai ales că era ceva mai inedit, nu se circula atât de ușor, nu ne vedeam atât de des. Dar în ceea ce privește, să zicem, influența asta culturală, uh-huh, ea a venit mult mai târziu, pentru că din diverse motive pe care încă le mai cercetez și le mai sap în istoria propriei familii, și sigur că chiar dacă eu sunt mai relaxată și mi-e mai ușor să vorbesc despre anumite lucruri pentru anumite persoane din familia mea, e mai greu să vorbească, n-au vorbit, au ales să nu vorbească despre diverse traume, despre experiențe legate de Holocaust. Ați avut în familie? Da, au trăit pogromul de la Iași, pe urma anii în care majoritatea n-au vrut să plece, dar încetul cu încetul antisemitismul a redevenit o problemă pentru ei și s-au hotărât să plece. Pe de altă parte, familia mea imediată care a decis totuși să nu plece. Relația între persoane care erau parte din Partidul Comunist și erau atașate de această ideologie, și atunci sigur că nu erau persoane religioase, uh-huh, și persoanele din familie care erau religioase, sunt lucruri despre care nu s-a vorbit. Și atunci mi se pare că s-a sărit o generație în care părinții mei au ales să fie un non-subiect și am crescut într-o familie în care, cum să zic, știam de sărbători, știam de că există mai multe religii, că există mai multe evenimente pe care le sărbătoresc anumite persoane, uneori mai puține, uneori le sărbătorește toată lumea, uneori sunt zile libere, uneori sunt în vacanță. Primeam și cadouri de Crăciun, făceam și brad, deci da, toate mergeau. Dar nu am fost religioasă, însă odată cu interesul meu pe zona asta de teatru social, de teatru politic, teatru documentar, și împreună cu colege și colegi, am ajuns să sap în propria istorie de familie, pornind de fapt de la niște teme generale, de la migrație, de la rasism, de la discriminare. Tu personal, ai trăit vreodată vreun episod care să implice aceste lucruri? În mod direct nu, și cred că și din cauza că
nu am fost pregătită să fiu atât de sensibilă pentru lucrurile, la lucrurile astea. Și atunci, cred că de multe ori au trecut pe lângă mine, cel puțin când eram mică. Nu erau niște lucruri despre care se vorbise în familie, nu mă pregătise nimeni. Dar știau cei din jurul tău că tu ești altfel decât ei? Nu. Foarte târziu. După liceu. Da, familia ta avea o reticență de a-și exprima partea asta în... în public, apartenență? Nu aveau o reticență, însă... Adică ziceau... A fost totdeauna un non-subiect. Nu asta, nu etnia, nu religia, nu naționalitatea, nu lucrurile astea, ci meseria, cariera, principiile de viață. Dar nici nu ți-au spus, nu spune că ești veche? Nu. Și m-au lăsat cumva și pe mine și pe sora mea, ne-au lăsat să ne descoperim, atașamentul în ritmurile noastre. Și în liceu am avut o perioadă în care am început să fac cursuri de limbă, să merg la comunitate, să mă apropii mult mai tare, să merg în tabere, care de la un punct încolo mi s-a părut că sunt un pic cam intense pe zona asta propagandistă. De ce te întreb? Noi avem aici și scopul de a lupta cu, la redacția minorității. Da, dar ce mi s-a întâmplat, da? Într-adevăr, da. Și e cumva neplăcut, apropo de prejudecățile și ideile astea pe care le avem despre anumite etnii și toată istoria antisemitismului local și internațional, este că de la un punct încolo, dar la maturitate, am început să simt uneori aproape, un antisemitism, discriminare pozitivă aproape, ca să zic așa, sau nu știu, filosemitism, nici nu știu cum. Adică să pară că e ceva mai interesant, te pricepi la afaceri, tu ești bună cu bani. Glume din astea care poate să pară, n-a zis nimeni că ești evreu, pleacă de aici. Pe de altă parte să-ți zic, ești evreu, tu te pricepi la bani sau tu ar trebui să, numără tu banii. Că... Mm-hmm. Tu ești evreu. Exact, și o să iasă mai mulți dacă îi numeri tu. Ok, e o glumă, dar nu... Nu e o glumă bună. Noi avem un chestionar, un mini chestionar, cum ziceam în cadrul podcastului, și ne interesează foarte mult părerea invitaților noștri legat de aceste prejudecăți. Se aud de multe ori afirmația în spațiu public în România, că România este o țară foarte tolerantă, că respectă minoritățile, că le acordă drepturi. Tu ce crezi? Este România o țară tolerantă din punct de vedere al acestui subiect, al etniei? Răspunsul scurt ar fi nu. Răspunsul mai lung ar puțin fi că... Puțin mai lung este că, că sunt suntem, că până la urmă și eu sunt tot româncă, suntem inconsecvenți. Avem minorități care ne plac și minorități care nu ne plac. Nu, suntem foarte fericiți că avem un președinte neamț, că nemții sunt buni și disciplinați, sau mai știu eu cum sunt, și organizați și serioși. În schimb, felul în care ne raportăm, mă refer acum, sigur că generalizez, facem asta că de dragul discuției, dar până la urmă lucrurile astea le poți vedea și în sondaje și până la urmă în orice discuție în spațiu public românesc, felul în care ne raportăm la minoritatea romă, felul în care ne raportăm chiar la minoritatea maghiară, arată că, și asta mă refer acum în prezent, la minoritățile noi, despre care nu vorbeam înainte să intrăm în discuția asta filmată și înregistrată, vorbeam de noile minorități și nicile nu sunt... Cele care vin din zona arabă, chinezi, asiatici. Nicile nu sunt privite cu ochi prea buni. Deci e o raportare inegală și atunci e foarte greu să zici dacă ești tolerant când de fapt tu alegi. La fel cum înainte de 89, nu? Erau românii buni aia care reușeau să ajungă în străinătate, educații. Acum și nouă, ne plac unele minorități, ne plac unele etnii. Nu și cei care au probleme și ne creează probleme. Că asta e greu de zis. Până la urmă, poate noi le creăm lor probleme. Exact. Poate noi le facem viața grea. Poate noi le încurcăm pe ei. Se mai aude de deci mult... eu aș spune că nu suntem, din păcate, și aș spune că acum, ca în toată lumea, dar și la noi, sigur că la noi pare că lucrurile ajung, e valul 2 de obicei, dar mi se pare că tendința de a deveni din nou un stat rasist, xenofob, șovin, la o intensitate periculoasă,
cred că o resimțim. Și asta zic la nivel internațional, dar încetul cu încetul și la noi. Și la noi. Da, da. Sunt unii care zic, de pildă, că minoritățile din România au prea multe drepturi. Cum le-ai răspunde? Aș fi curioasă la ce se referă. Că au mai rămâne multe drepturi decât românii, în sensul ăsta. Asta chiar e o aberație. Nu văd cum ar putea să aibă cineva mai multe drepturi decât românii. Deci nu ești de acord cu această aberație. Dar mă rog, nu știu, mi s-ar părea bună o discuție pe tema asta. Dar apropo de drepturi și de faptul că, până la urmă, dacă cineva are trăiește un decalaj și trăiește cu... Nu? Noi vorbim de egalitate, dar mai degrabă ar trebui să vorbim despre un tip de justiție, un tip de fiecăruia după nevoi. Exact. Și atunci, cu siguranță, faptul că minoritarii păresc că una dintre probleme este faptul că au școli în limbile lor. Da, este una. Asta se întâmplă, de exemplu, cu cei de etnie maghiară. Dar în anii 30 se întâmpla cu cei de etnie mozaică, cu evrei. Da. Și știm foarte bine ce au urmat. Unde s-a ajuns. Da, mai spun... Am trăit de curând o situație. Da, spune. Eram în avion, acum 2 săptămâni. Și eram pe banchetă trei persoane, eram împreună cu un prieten și mai era încă un domn. Și am scos toți cărțile, am zis, uite ce drăguț, pregătim toți trei să citim, superb. Și acum nu zic cărțile noastre erau bune. Erau, dar... gustul. În schimb, ce citea acest domn? Citea o carte, am uitat editura, era ceva cu V, limba română, un text al lui Nicolae Paulescu, despre cum evrei, jidanii, cum apăreau în această carte, distrug România și, bine, cartea era scrisă în anii 30, adică deja noi știm ce a urmat după. Și nu m-am putut, deci tot drumul, tras cu ochii și am citit cartea, am citit ce citea și mi s-a părut îngrozitor. Mi s-a părut îngrozitor că se poate publica în continuare un asemenea text, că ajungem iar la discuția ce facem cu acești intelectuali care au făcut și lucruri bune și importante și valoroase, dar au fost membri ai grupărilor și partidelor de extremă dreaptă, Și avem câteva exemple. Și că oameni astăzi citesc textele astea și le văd ca și cum ar fi legate și de prezent. Acum eu mă gândesc că poate nu e rău să le cunoaștem lucrările. Da, categoric, e bine să știm cine sunt intelectualii. Dar nu să mergem către ele, să credem în acele idei. Aici devine o problemă. Și tocmai de asta este un al treilea o a treia prejudecată pe care au românii, care zic de multe ori, mă, dacă nu le convine ceva ăstora, care nu să plece. Să se ducă în țara lor. Păi și ei poate să plece în altă țară dacă nu le place. Până la urmă, și am o viziune un pic mai, cum să zic, mai utopică. Îmi imaginez o lume fără granițe. Pe de altă parte... Ești adeptă globalismului, într-un fel, în alt fel, sigur că e păcat să se piardă moșteniri culturale, diferențele care până la urmă dau farmec faptului că, uite, ne întâlnim și vorbim și povestim despre ce am moștenit, despre ce ne face să arătăm diferit, să fim diferit, să vedem lumea diferit, dar ideea ar fi să trăim împreună într-un tip de armonie și de compoziție. Asta să plece, până la urmă ei sunt cetățenii acestei țări, cei care se nasc aici, alții își câștigă dreptul de a fi cetățeni pentru că ajung să dea până la urmă un examen de cetățenie. Da. Și e foarte periculos discursul ăsta pentru că el este cel care duce la acest tip de nevoie de a găsi un țapi spășitor pentru problemele tale și știm foarte bine unde duce lucrul ăsta. De foarte multe ori duce la crime. La extremism, da. Dar cu afirmația conform căreia toți cei, indiferent de etnie, care trăiesc în România, ar trebui să fie obligați să învețe limba română. E foarte interesant. Îmi plac mult întrebările tale și sunt întrebări pe care ni le-am pus și noi. Am făcut un spectacol la un moment dat, se chema, în engleză era in between, cumva între. Da. Și
exact asta, îi rugam pe oamenii din public, noi lansam niște întrebări, sigur spuneam și niște monologe ale unor migrante sau migranți sau povești din astea, persoane de etnii diferite care au trăit fie Holocaustul, fie genocidul armean, fie diverse alte drame din astea, tragedii globale. Și rugam pe oameni să, la un moment dat, exact chestia asta, să se poziționeze, ai într-o parte ai da și într-o parte ai nu, și pe linia asta tu să te poziționezi unde ești față de da și nu. Și una dintre întrebările pe care le lansam publicului era dacă o persoană este obligată să cunoască limba țării în care locuiește. Aha. Și era foarte interesant pentru că, într-adevăr, foarte multe lume considera că nu e ok să trăiești, dar dacă îți ajungea, că noi pe urmă începeam discuția și ziceam, hai să argumentăm. Și pe la urmă era un pic aberant pentru că nu-ți dădeai seama cu ce te încurcă pe tine, că dacă omul se descurcă. Dacă știe sau nu știe limba respectivă. Da, cu ce te încurcă pe tine? Cu ce te afectează ție viața? Eu cred că asta vine cumva din zona că dacă nu știu limba română, sunt mai puțin români decât noi cei care știm. Sau o să beneficiez de niște bani sau mai știu eu ce de ajutoare pe care mi le plătești tu, românul adevărat, Neauș. Și eu poți să învăț limba și la fel de bine să... Adică cu ce schimbă? Sigur că tu te gândești, poate că ar fi mai bine persoanele respective să vorbească limba, dar cum sunt aceste localități, de exemplu, nu, unde sunt oameni, unde majoritari sunt minoritari. Uite, de pildă, eu am învățat limba română ca limba străină. Eu până la clasa 1 nu știam deloc limba română. La mine, comunitate, fiind o comunitate compactă de sârbi, vorbeam sârbă și acasă, și pe stradă, și peste tot. Am făcut 1-8 în limba română, liceul l-am făcut în limba sârbă, facultatea tot în limba sârbă. Pentru mine, limba română este o limbă străină. Nu e limba maternă. Da, și recunosc că am anumite dificultăți și că nu o stăpânesc așa cum mi-aș dori eu să o stăpânesc. Dar totuși am reușit să o învăț, dar asta nu înseamnă că ceilalți care trăiesc acolo în comunitatea mea sunt mai puțin români decât eu, care vorbesc mai bine decât ei limba română. Adică nu asta cred că ar trebui să ne diferențieze. Uite, și să zică că suntem români. Sigur, unul dintre pericolele și motivele pentru care, de exemplu, limba idiș nu mai este o limbă vorbită, ești populară, de circulație reală, în momentul de față e doar o limbă culturală, să zicem. Nu? Cum e latina, într-un fel. Da, este pentru că și în familia mea și în majoritatea familiilor, de la un punct încolo și în România și în alte locuri din Europa, și-au dat seama că pentru siguranța generațiilor mai tinere este să nu-i mai învețe idiș și să vorbească în limba țării respective. Da. Intoleranța poate să ne aducă până aici, să pierdem valori culturale foarte mari. Dar să lăsăm un pic, deși sunt subiecte foarte serioase și grele, aș vrea un pic să mergem și pe partea de... Da, eu ce mă gândesc este că, cum am încercat și noi cu spectacolul, de fapt tu lansezi niște teme și ideal ar fi ca oamenii să ducă mai departe, să rumege un pic lucrurile astea. Vreau să trecem la partea, am ajuns la partea cu jocurile. Avem un podcast și o parte cu jocurile. Aici avem un bol în care sunt toate cele 20 de etnii din România. O să te rog să extragi una. Etnii, cum ai zis că se cheamă? Etniile istorice. Etniile istorice, da, cele recunoscute de statul român și care au reprezentare parlamentară. Mm. O să te rog să extragi un bilețel și să ne spui primele trei lucruri la care te gândești atunci când... Să mă fac de râs. Aoleu, hai că nimeni e foarte prost. Sau foarte bine, nu știu. Ucraineni. Mă rog. Da. La ce te gândești când te gândești la ucraineni? Bine, mi-e greu în momentul de față să mă gândesc la altceva. Te aseamă de la microfon, de asta ce l-am văzut. Da. În momentul de față, sigur că primul lucru la care te gândești e... Conflictul, războiul. Da. Ce pot să fac eu ca cetățeană, eu ca om, ce putem noi să facem, care e responsabilitatea noastră și mă întreb unde o să se ducă lucrurile. Al doilea? Deci, sigur că asta e primul capitol. Al doilea este... mi-e greu tot, eu să nu continui tot pe tema asta. Încercăm să ieșim din paradigma asta un pic. Da, mă gândeam la cum se exploatează un asemenea moment și cum a fi de o etnie sau alta la un moment dat poate să fie văzut ca ceva pozitiv, poți să fii privit ca o victimă sau nu, și altă dată poți fi privit ca un agresor, ca un călău, ca un cineva care invadator. Și mi se pare că raportarea noastră la ucraineni ar putea să ne învețe lucrul ăsta. Că...
Și da, și îi privim acum diferit decât îi priveam cu ceva da, timp în urmă. Și interesant este și faptul de transfer către individ a acestei. Adică de orice rus devine călău, indiferent dacă el a scris, dacă e actor sau nu, nu a fost la un moment dat, la începutul conflictului, o tendință, nu mai ascultăm operele compozitorilor ruși, nu mai citim ruși, că toți sunt ceva, niște... Da, cred că ai dreptate. Și al treilea? Nu știu să mă gândesc la marea tragedie. Nu trebuie ceva pozitiv. bine, nu mă gândesc la tragedie, la dezastre, la... Vreau să mă gândesc la ceva mai frumos. La frumos. Sunt foarte frumoase ucrainengele, da, nu? Da, așa este. E o generalizare sinistră pe care am făcut-o. Blonde cu ochi albaștri, nu? Exact. De fapt, adevărul că mă gândesc mai degrabă la ignoranța mea și la cât de puține lucruri știu și știm de foarte multe ori despre popoarele care sunt mai aproape de noi și care uneori sunt chiar apropiate de noi, în sensul că trăim împreună. Alături de noi. Da. Și știm mult mai multe despre popoare care sunt mai departe. Și așa trecem al doilea concurs al nostru. Aici ți-am zis că sunt cele 20 de etnii. Aici le-am pe toate scrise pe o hârtie. Da. Și o să îți spun fiecare etnie care trăiește la noi cu noi, alături de noi. Și o să te rog să-mi spui primul cuvânt care îți vine în minte atunci când auzi numele acelei etnii. Poate să fie legat de etnia din România, poate să fie legat de țara lor, mamă, sau de orice altceva te leagă din profesia ta de această etnie, sau orice. Da? Da. Începem? Ești pregătită? Nu. Nici eu, 3, 2, 1. Star, da? Da. Albanezi. Au o cipilică albă tradițională. Așa este, armeni. Nu știu cum îl cheamă. Armeni, cafea. Și prietena mea cea mai bună. Bulgari. Bulgari, vecini, vecinătate. Cehi. Place ce te gândești. Mă gândeam la Praga. Da. Croați. Croați. La croați mă gândesc cât de mari fani al lui Radu Jude sunt ei. Da? Da, îl adoră și zic că, de fapt, Radu Jude, el pentru ei face. Despre Croație, nu despre români. Ce frumos. Evrei? Evrei. Mă abțin. Nu, totuși, spune-mi ceva. Ce-ți vine când auzi cuvântul, când îți spune cineva evrei? La ce te gândești? Primul lucru. Mă gândesc la un banc foarte bun pe care îl spunem. Nu știu dacă avem timp avem. Un banc pe care îl spunem, adică îl spunem noi în familie, spune multă lume. Că sunt doi evrei mai în vârstă așa care se întâlnesc și discută și unul dintre ei citește, nu știu, New York Times, New York Times. Și corect, despre mine. și altul citește un ziar din ăsta neonazist. Asta întreabă, măi, dar cum e posibil? Păi uite, tu dacă citești acolo la tine New York Times, tu vezi despre antisemitism, vezi că nu știu ce cimitir a mai fost distrus. Profanat un cimitir evreiesc. Vezi că pe unde ar mai apar însemne antisemite, svastici, toate cele. De când eu dacă citesc ziarul ăsta neonazist, eu nu văd decât că evreii conduc lumea, că-s cei mai deștepți, că-s cei mai buni, că-s cei mai tari. Mă simt bine. V-au făcut o reclamă bună, să zic așa. Da, așa că la asta mă gândesc. Frumos, plac. Greci. La greci mă gândesc la dulciuri. Italien. La italien, la mâncare, nu știu. Nu, la italien mă gândesc de fapt la Bienala de la Veneția, care la anul ăsta am fost acolo și mi-a rămas în suflet. A fost fain? Dar, deși eu nu sunt neapărat o cunoscătoare, lumea care e mai cunoscătoare mi-a zis că nu a fost cea mai bună ediție. Care a fost deseori, care e exact, între... că n-a fost cea mai bună ediție, dar pentru mine a fost o experiență foarte plăcută. Și mă rog, ce mi se pare în Italia incredibil este că totul e atât de frumos și cu cât e mai vechi, cu atât e mai frumos. Da. Italia e ca vinul, am putea spune, exact, nu? Cu incredibil. Cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Exact, e incredibil. Da. Macedoneni. Macedoneni. La cu Ohrid. Da. Maghiari. Maghiari. La colegii mei, de fapt un coleg de la regie, la Zolan, care când a venit în anul întâi de facultate, el fiind din Sfântul Gheorghe, la fel, nu vorbea română.
Și toată lumea se distra în pauze la facultate, rugându-l pe el să numere, să spună bancuri, să, și să vorbească orice, pentru că ne-a făcea dezacordurile și fără, exact. Nu se potrivea genul niciodată. Da, ei nu aveau gen, exact. Toți sunt... Ce să zic? Da. Nemți. Nemți. Nemții care, nu știu, nu. Nemții care mi se pare că ar trebui să iasă un pic din complexul ăsta pe care îl trăiesc, pe care l-au moștenit, al o vină pe care o au totuși generații după generații, poartă după ei o vină pe care trebuie s-o ducă fără să aibă de fapt niciun sens, și mi se pare că își asumă niște responsabilități. Se simt vinovați? Da, asta e senzația mea. Și poate nu indivizii, ci ca nații. Da. Polonezi. Polonezii mi se pare că sunt un pic cam apucați. Romii mi se pare că sunt discriminați. Încă foarte, foarte, foarte. Ruși lipoveni, Mastilenița. Da, și frumos. Tot ce înseamnă sărbătoarea de Mastilenița. Da, un obicei foarte frumos. Ruteni? Ruteni, datorită ție am aflat, deci aș spune la ruteni ignoranța mea și promisiunea că voi cerceta. Sârbi, Djokovic. Da, cel mai mare tenismen al tuturor timpului, mai bun decât Nadal și decât... Nu știu ce să zic, dar zic eu asta, trebuie să susțin corect, că s-a corect, ei. Corect, nu știu, dar de fapt Djokovic e pandemia, aș spune. La Australia. Exact. Da. Bun. Mă rog, și toate reacțiile lui în pandemie. Da. Slovaci. Nu știu, un loc unde sau o cultură pe care o cunosc prea puțin și mi-ar plăcea să o descoper. Turci. La turci mă gândesc la pisici. La pisici mă gândesc. Sunt multe pisici? Au foarte mult și cumva toată mistica. Mistica pe care o aduce, atmosfera pe care o ai. Când te gândești la un oraș, cum e Istanbulul, bine și Tel Avivul, de exemplu, e la fel. Dar Istanbulul nu e un oraș unde pisicile sunt... Stăpâne. Exact. Tătari. Invadatori. Ștefan cel Mare. Mă rog, cu ghilimelele de rigoare. Am un prieten. Așa se pun. Astea sunt alea englezești. Exact. Românești, nu? Nu mai știu care e așa. Da. Ok, deci am zis de tătari și ucraineni. Da. Ucraineni ce te... Ucraineni am zis și asta. Mi se pare că, până la urmă, ce poate să rămână bun din situația pe care o trăim noi acum ca persoane atât de apropiate fizic de ei, da, este că poate devenim un pic mai conștienți de, nu știu, de istoria lor, de cultura lor, care într-o perioadă a fost comună. Adică, nu știu, noi avem o zonă, Bucovina, nu? Care e o zonă care a fost... Este o zonă dintre tulbure. Da, și sunt și români mulți acolo și da, așa este. Bun, înainte de a încheia, aș vrea să te fac părtașă la un proiect al nostru. Toți invitații noștri sunt rugați să ne ajute să scriem o poveste. Singura regulă acestei povești este că tu poți să vezi doar ce a scris invitatul dinaintea ta. Și când a început povestea asta? De la primul episod, suntem la episodul tău? 7. La episodul 7. Deci a fost începutul poveștii, totuși. Că bănesc că plănuiți să fie destul de... Nu, plănuim să ne apropiem de final, pentru că o să mai fie o frază de încheiere după tine. Aoleu! Deci, pentru că noi le o să facem, podcastul se realizează în serii de câte 8, și mai avem un episod și terminăm primul sezon. Deci ar fi doar primul volum, de fapt. Da, și o să vedem dacă o continuăm cu povestea mai departe sau o să găsim alt joc, dar deocamdată suntem la povestea noastră și înaintea ta am avut invitat pe domnul Varujan Vosganian. Asta ca să nu fie presiune deloc. Da, deloc. Deloc. Și el zice așa, ți-a lăsat în moștenire o frază a lui poetică. De altfel, că știm că el este prozator, poet, dincolo de faptul că este politician, dar nu ne interesează asta în mod special. El a zis așa, ce te faci însă când ochii aceia sunt ai tăi și tu nu știi de care parte a privirii ești,
și când vocea aceea e a ta și o auzi în tine ca o scoică pusă îndelung la ureche. O să te rog să continui această frază, gândindu-te că după tine s-ar putea să mai vină unul pe scaunul acela să fie în situația în care ești tu acum. Și trebuie să spun pe voce tare? Da, sau? O să te rog să ne spui. Aha. Și nu trebuie să fie foarte lungă, dar o să fie continuarea ei. Aveți un stilou special pe care după aceea o să scoatem, pe care după aceea o să scoatem la licitație și fondurile pe care o să le primim cu din vânzarea acestui volum cu semnături și cu și a stiloului, o să-l donăm în scopuri caritabile. Sună bine, da, scrie foarte bine. O să participe la licitație. Chiar nu că Teodorin și îmi făcea semne că nu face lucrul ăsta. Puteți să ziceți că îl scoateți pe ăsta la licitație și de fapt să fie altul. Da. Acum ne-am dat de gol. Nu mai ne iese licitația. Te faci? Mică. Te faci mică? Mm-hmm. Și? Așa. Te faci mică și speri să poți să te ascunzi în scoică și altcineva să te asculte la ureche. Da. Wow! Frumos! Hai că... Deci, citește-mi eu tu, că vreau să o am cu vocea ta. Te faci mică și speri să poți să te ascunzi în scoică și altcineva să te asculte la ureche. Foarte bine. Vrem și un autograf. Pun și data? Te rog. Pun și o inimioară. Decât să pun o stea lui David, mai bine pun o inimioară. Asta e non-etnică inimioară. Da. Data. Da. Suntem în... 25. 25 a 11 2022. Îți mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc și mă bucur mult de noi. Una dintre emisiunile pe care le urmăream când aveam televizor. Nu mai e televizor. Nu, de mult. Ai renunțat. Dar nu suntem în online. Deci... Păi asta zic, mă bucur că vă mutați în online. Era exact emisiunea Conviețuiri sau și toate emisiunile astea legate de etnii și... Îți mulțumesc, să știi că emisiunea Conviețuiri mai există. Da, este foarte bună. Da. O poți să urmări și online, că o postăm pe pagina noastră de Facebook. Dacă ne cauți pe... Adică e una dintre emisiunile astea importante... Cred că singulare în peisajul audiovizual. Da, suntem cam singuri. Televiziunea publică, din păcate, este singura care tratează acest subiect al minorităților și noi încercăm să promovăm și să aducem, pentru că sunt subiecte și povești foarte interesante. Bine, îți mulțumim încă o dată că ai fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și știți cum e în online, subscribe, like, share, chestii din astea internautice. Vă mulțumim, la revedere, ne vedem la următorul episod.